Neața, neața, profa de engleză la butoane, astăzi cu o nouă pastiluță simplă, la obiect, sper eu puțin amuzantă și practică pentru voi. Cât de important este proful de engleză cu care voi lucra? Cred că îți dai seama de la bun început că răspunsul meu va fi, este foarte important, mai ales când ești doilea. de fapt și când ești copil. Să vă explic filozofia mea înrădăcinată bine în copilărie, că toți ne plângem, că avem treburi mai și alte ale din copilărie. 1. Eu am făcut meditații în particular ca să învăț engleză. Nu vreau să vă imaginați că profa de engleză a învățat engleză la școală. Ha! That's a really good joke. Uh, anyways, am. Um... Experimentat cu mai multe profe, ca să zic așa, înainte de fiecare ședință, mama îmi spunea te duci acolo, faci ședința, la la la. La final, după ce a plecat profa, îmi spui dacă ți-a plăcut sau nu, dacă te-ai simțit bine sau nu. Pentru că, în cazul în care eu nu mă simțeam bine, the teacher would not get a vote. Și nu mai lucram cu profa respectivă. Bafta mea este că am avut un mare noroc și am găsit rapid profă de engleză care să-mi placă foarte mult. Au fost și cazuri, da, cu diferiți profesori care nu erau pe placul meu. A nu se înțelege că eram o super mofturoasă, dar pentru un copil timid, cred că este foarte important proful să fie super ok. De fapt, pentru orice fel de copil și pentru orice fel de adult, proful este foarte important. Dincolo de experiența mea personală, în care am fost lăsată să-mi aleg profesorii cu care voi lucra, Gândiți-vă câte amintiri traumatizante aveți voi din școală cu diferiți profesori pe care probabil îi mai visați și acum. Eu mai visez pe profa de franceză, deși a fost o profă foarte bună, dar era foarte dură. And she still scares me. Profesori care eventual v-au spus că nu sunteți buni, că nu o să știți niciodată, că sunteți proști și alte tâmpenii pe care n-aș vrea să le amintesc în povești horror pe care le-am auzit de la cursanții mei în timp ce îmi povesteau de ce sunt foarte timorați atunci când este vorba de engleză. Așadar, impactul unui profesor atunci când ești mic până la adolescență este foarte mare pentru că profesorul îți poate da aripi atunci când tu nu crezi în tine. Dar te și poate dărâma atunci când crezi că tu ai făcut ceva bun, că în sfârșit ți-a ieșit ceva. Iar ca adult, profesorul din nefericire va lucra cu toate traumele astea ale tale și va încerca să le vindece, pentru că vreți, nu vreți, din nefericire și profesorul de engleză, banalul profesor de engleză, vine să lucreze cu adulții în momentul în care ei deja au un sistem de învățare format din școală, este foarte greu să-l rescrii, practic, să îți refaci modul de a asimila cunoștințele. De fapt, nici nu știu dacă ar fi asta foarte posibil. Posibil, nu foarte posibil. Deci, dincolo de faptul că noi lucrăm cu frustrările, traumele, fricile și propriul sistem de învățare al fiecărui adult, ne mai batem și cu faptul că engleza este peste tot, avem Google Translate și adulții au tendința de a treșea. La ce ar trebui să fii atent în momentul în care îți alegi un profesor de engleză? <coughs> Hai să o luăm așa, cu o mică poveste, ca să facem o, o paralelă da? între experiența mea și experiența voastră. Le tot spun elevilor mei că înainte să-mi dea diferite scuze sau alte prostioare, să creadă că îi înțeleg pe bune pentru că ei au frici legate de engleză lenea, dorința de a mâna lucruri, las că mai merge și așa și la rândul meu și eu aplic cumva aceleași șabloane într-o mai mică sau mai mare măsură cu alte domenii. Ei bine, pe la 28 de ani m-am gândit eu că ar fi bine să învăț totuși să not că îmi plăcea foarte mult să mă duc la piscină, dar ce să faci la piscină decât să fii o divă care stă acolo în costum de baie și se lățește prin apă. Nu, această opțiune nu era disponibilă. Pentru inimă știam foarte bine că înotul este o alegere extraordinară și am zis să mă duc să învăț să not. La 28 de ani deja mi se părea evident că sunt bătrână, acum la 39 nu mi se mai pare că sunt atât de bătrână. Cum mi-am ales eu profesorul de not? Am început evident cu un Google minunat și am văzut că cei mai mulți profesori de not erau la bazinele olimpice sau semi-olimpice Uh, erau și antrenori pentru cei care își doreau să facă note de performanță, da, păi imaginați-vă pe mine, da, știu, sunt amuzantă și par foarte înfingăreață, la un astfel de antrenor care este obișnuit să predea olimpicilor sau viitorilor sportivi de renume a României. Ai României. Ha, da. M-am uitat, bineînțeles, și la fețele lor. Știu că nu este o chestie ok, că până la urmă, dacă m-ar ca cineva pe modul în care arăt, nu ar fi o idee bună, maybe he doesn't like me, sau she doesn't like me, dar m-am uitat pur și simplu la expresia lor, cât de calzi sunt. Ar fi drăguț dacă nu mi-ai dat webcam jos, nu s-a firit. În momentul în care am văzut o figură dintre aceea strictă, foarte rigidă, gata să spună, Petruța, 30 de bazine acum, că altfel, am spus adios, pentru că aveam nevoie să mă simt bine la aceste ore de not și chiar să învăț. Într-un final mi-am găsit un instructor de not care acum nu mai este instructor de not, care era sportiv de performanță, participa la triatlon, iar eu doar merg pe jos, și care a la unul din cluburile private din uh, capital. Și m-am dus la el frumos și am spus, sunt adult, n-am nici în clinic, nici în mânică cu notul, mă duc la fund, cam cum veniți voi la orele de engleză. Sunt adult, mai înțeleg ceva, dar nu prea reușesc să vorbesc și aș vrea să învăț să not. Mi-am luat un pachet de 8 ședințe pe care trebuia să le fac într-o lună și o săptămână și un pic. În paralel cu mine era, bineînțeles, o grupă de copii, pentru că așa este frumos, care se bălăceau, se băgau sub, cu capul sub apă, vai de mine, ce făceau ei pe acolo. Iar la prima oră, profesorul m-a învățat să respir, dar mi-a zis să mă bag direct cu capul sub apă și să-mi țin respirația. Eu, eu, yo. do you want to kill me here? Are you a criminal? What the heck? Dar, da, mi-a ieșit asta cu respiratul și am înțeles cât de important este să știi să respiri corect, mai ales când înoți și în restul timpului. Cred că este o abilitate destul de importantă. Anyway, omul respectiv, recunosc că era destul de tânăr, cred că de aceeași vârstă cu mine, și uh, foarte amuzant, și foarte relaxat, și pregătit, practic, să-mi combată orice obiecție aveam. Vai, nu pot să stau cu nasul sub apă, nu se poate o să mă sufoc din asta. Nu sunt genul de încă dar cumva am mici obiecții, pentru că ne lovim de acea încăpățânare de a respinge tot ce este nou și de a face ceva care... Oare ce o să se întâmple cu mine? Am învățat să not puțin cel mai repede decât ceilalți uh, cursanța lui. Acum trebuie să mă laud, care nu, nu erau numai copii, erau și adulți. Respectiv, notam la fel de bine ca cineva care era de vreo două luni și încă mai avea multe de învățat dar m-am învățat atât de bine că după aia nu m-am mai dus, am învățat un, două stiluri de not, el mai voia să mă învețe și alte lucruri și cum să sar în apă și alte drăcii, dar l-am zis... <gură> too much ambition for me. E de ajuns, pot să mă duc acum la bazin liniștită, să nu liniștită, știu să respir, este minunat, fac cât sport vreau eu, mi-ajut inima. Și așa mi-am ales eu um, profesorul de not, unul cu care să mă simt bine la ore, care cumva să treacă peste mine încăpățânarea mea de început și care să facă orele plăcute, astfel încât să vreau să mă duc acolo și să învăț. Pentru că în momentul în care mă duc la niște cursuri de dragul de a mă duce la niște cursuri sau mă duc la niște cursuri cu un profesor super lăudat, dar care pentru mine nu este ok, mai sunt și cu tremurile la engleza pentru toți, engleza nu va fi o activitate pe care o fac cu plăcere și da, n-are cum să fie ca și cum aș fi în Las Vegas și I roll the dice, ca să zic așa, mă joc acolo în timp ce pe fundal îmi cântă Celine Dion, doamne, dacă aș prinde un concert că ar fi minunat, dar știu că nu prea mai am șanse. N-are cum să fie all fun and games la engleză, dar măcar pot să mă duc la o oră și să nu zic oh doamne, de ce m-am înscris la cursul ăsta? It was such a big, big, big mistake! Engleză cu stilă? Nu se poate, engleza cu chinuit nu se poate, engleza forțat nu se poate, așadar în momentul în care eu mi-aleg un profesor de engleză, este important să mă simt bine și confortabil și la finalul unei zile, pentru că cei mai mulți adulți își fac cursurile în timpul zilei, în timpul zilei, în timpul serii, deci la finalul zilei, când deja sunt stresat și obosit, să plec de acolo eventual cu zâmbetul pe buze și să zic, am supraviețuit și astăzi am rost la engleză, mamă ce greșeli am făcut, dar las că data viitoare va fi mai bine. Și da, se poate așa ceva, vă spun din proprie experiență, se poate așa ceva. Deci primul lucru la care trebuie să vă uitați, dincolo de prețul, calitatea, review-urile cursurilor, este să urmăriți profesorul respectiv, să vedeți dacă rezonați cu stilul lui de a preda, de a explica cu stilul lui, cu felul lui de a fi. Pentru că altfel veți mai achita încă o sumă pe un alt curs de engleză și rezultatul va fi același. Nu ați învățat engleză, obviously, în cazul în care nu v-ați prins. Dacă aveți povești scary cu profesori, nu numai de engleză, tot felul de profesori, vă rog să le lăsați într-un comentariu ca să-mi îmbogățesc bagajul de povestioare horror cu profesori din toată lumea. Și dacă aveți profesori foarte buni care v-au marcat și v-au rămas acolo în minte pentru un cuvânt bun pe care vi l au spus, pentru implicarea lor, iarăși, lăsați un comentariu pentru că și ei merită să fie lăudați. Aveți grijă! The challenges.